Încă de 17 ani a devenit prințesă Disney în America. În acte se numește Oana Grigoruț, dar milioane de tineri din 21 de țări o știu drept Oana Gregory. Pentru ea, visul american a început dintr-un sat din țara Oașului. Yo, I'm gonna let you finish, but ding dong. Who's that? Yo, it's Crash at the door. Don't wait for you to open, kick it down. E serialul de comedie cu care românca de 17 ani a devenit noua favorită a adolescenților americani. I'm Oana Gregory and I play Amanda Kurtz. În acte se numește Oana Grigoruț și a adaptat numele de scenă ca să fie mai ușor de pronunțat pentru americani. Iar de când a fost aleasă să joace în serialul Crash and Bernstein, produs de Disney, Oana Gregory e chiar un nume în America. I'm tonight Amanda, okay. And how am I tonight doing? Want a milkshake? Mulți o compară deja pe Oana cu alte foste actrițe Disney devenite celebre, precum Miley Cyrus, Selena Gomez sau Hilary Duff. One more time, right here, big smile. I'm excited. It's still a little like, unreal to me. Pentru Oana și fratele ei, visul american a început în urmă cu 11 ani. Atunci s-au mutat din Negrești, Oaș, în Statele Unite. Oana avea pe atunci 6 ani. It was a big change from, you know, going from a small little village to a big city. Succesul Oanei se datorează deopotrivă talentului și norocului. După ce a luat parte la mai multe concursuri pentru adolescenți, în 2011 a avut un rol episodic într-o altă producție Disney. A fost remarcată, iar mai târziu, când a luat parte la castingul pentru rolul din Crash and Bernstein, a învins 2600 de concurente. Serialul a devenit între timp cel mai vizionat serial de pe postul Disney. A făcut-o pe Oana celebră în 21 de țări, iar din 2014 va fi difuzat și în România.